Ceau, dragilor! Uh, am venit aici în studio la Alex, la ProSound Studio, ca să înregistrăm o pastilă de psiho, după cum v-am promis uh, în podcastul numărul 6. O să vă vorbesc puțin despre acel studiu uh, făcut pe creierul mămicilor, al tăticilor și um, al femeilor care nu sunt însărcinate și nici nu sunt mămici, uh, referitor la modificările uh, fiziologice ale organismului viitoarei mămici și a viitorului tătic, dacă sunt, să vedem. Um, studiul s-a publicat în primul rând, s-a publicat în decembrie 2016 în revista Neuroscience, puteți să-l găsiți dacă uh, dați un simplu search pe Google, uh, în română sau în engleză, cum vă este mai ușor, și uh, a fost susținut de cercetători spanioli și olandezi. Ce s-a întâmplat? Cercetătorii spanioli au scanat cu ajutorul unui remene și au comparat imaginile creierelor a 25 de femei din Spania înainte de a fi însărcinate, la scurtă vreme după naștere și doi ani mai târziu pentru a vedea cum s-a schimbat creierul după sarcină și în ce măsură aceste schimbări s-au menținut în timp. De asemenea, au scanat și creierele partenerilor, 19 la număr, care au devenit tați pentru prima dată, dar și ale 20 de femei care n-au fost niciodată însărcinate și ale partenerilor lor 17 la număr care nu aveau copii. Apoi au luat aceste imagini în remene și le-au comparat cu cele uh, ale celor 25 de mame. Comparând aceste imagini în remene, cercetătorii au observat câteva aspecte importante. Numai femeile care au devenit mame pentru prima dată prezentau reduce pronunțate ale volumului de substanță cenușie în regiunea creierului asociate cu uh, procesele sociale. Aceste arii sunt implicate în interacțiunile sociale, ajutând o persoană să înțeleagă gândurile și să țină cont de modul în care alte persoane percep lucrurile. Apoi, aceste schimbări în structura creierului s-au menținut cel puțin 2 ani după nașterea copilului. Schimbările au fost atât de evidente încât prin simpla observare a remeneurilor, a imaginilor remene, se puteau deosebi femeile însărcinate sau mămicile de cele care nu erau însărcinate și nici nu erau mămici. Indiferent de metoda de concepție, fie că a fost in vitro, fie că a fost pe cale naturală, reducerea volumului de substanță cenușie a fost similară pentru toate femeile însărcinate. Volumul de substanță cenușie al partenerilor care au devenit tați pentru prima dată a rămas neschimbat înainte și după sarcina partenerei, sugerând că pierderile de substanță cenușie ale partenerei se datorează schimbărilor biologice din timpul sarcinii și nu altor schimbări uh, relaționate cu faptul uh, de a deveni părinte, spre exemplu schimbări în stilul de viață, interacțiunea cu bebelușul și așa mai departe. În susținerea acestor date, cercetătorii amintesc de un alt studiu anterior care a arătat că schimbările în volumul de substanță cenușie au survenit în timpul sarcinii, nu după naștere. Cu cât aceste schimbări în volumul substanței, de, substanței cenușie au fost mai pronunțate, cu atât legătura emoțională creată între mamă și copil a fost mai puternică la șase luni după naștere. Bun. Cercetătorii au observat în aceste imagini remene că pierderile de substanță cenușie au loc în mare parte în are ale creierului asociate cu cogniția socială, adică cu gânduri legate de socializare, de uh, empatie. În general, funcția acestor arii este de a ajuta persoana să se pună în locul altei persoane, înțelegându-i gândurile și emoțiile. Cercetătorii cred că aceste schimbări nu se petrec degeaba, ci că le ajută pe mame să detecteze și să recunoască mai ușor nevoile bebelușilor lor, să le identifice mai ușor starea emoțională, să fie mai conștiente de potențialele amenințări sociale, acestea fiind importante pentru crearea unei legături puternice, între mamă și copil, și pentru ca bebelușul să-și dezvolte propriile funcții cognitive și sociale. Așadar, dragi mămici, este important să fiți informate, sigur, este important să apelați la specialiști. Acum există o paletă largă de specialiști, există consultanți în somnul bebelușilor, consultanți în alăptare, consultanți în alimentația bebelușului de mai târziu, o grămadă de consultanți. Dar cel mai important, Lucru rămâne și este dovedit științific instinctul matern. De ce? Pentru că al vostru creier se pregătește pentru a avea grijă și a educa um, noua specie sau noua generație, copilul care s-a născut, așa că pe lângă informațiile pe care le aveți, vă încurajez să vă uh, încredeți în instinctul vostru și pe tăticii care ne urmăresc această pastilă, îi încurajez să fie suportivi și să fie înțelegători uh, și poate uh, aceste rezultate ale cercetării le-au dat explicații tăticilor pentru comportamentul uneori de neînțeles al viitoarelor sau proaspetelor mămici. Vă îmbrățișez, dragilor, până la următoarea pastilă de psiho. Să ne vedem cu bine, să fim calmi, blânzi, raționali. Vă îmbrățișez!